Bună seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O angajată de la Vama Leușeni a fost strivită de un tir. Șoferul spune că nu a observat-o. Un tânăr din Comrat, care a fost lipsit anterior de permis pentru că a urcat beat la volan, a fost prins conducând drogat. Poliția l-a reținut cu forța. Încă o persoană a murit din cauza gripei, despre asta au anunțat autoritățile, care însă nu au oferit mai multe detalii. Statele Unite vor continua să susțină Republica Moldova, indiferent cine va ajunge la putere după parlamentare, a declarat ambasadorul american la Chișinău. O angajată de la Vama Leușeni a murit azi dimineață după ce a fost strivită de un tir. Accidentul s-a produs în momentul în care femeia a trecut prin fața camionului, exact când acesta s-a urnit din loc. Victima avea 59 de ani și era originară din satul Leușeni. Tragedia s-a produs astăzi în jurul orei 11 în Vama Leușeni, la ieșire din țară. Deși nu avea permisiunea, șoferul, în vârstă de 29 de ani, a vrut să schimbe pista pe care se afla. Exact atunci, victima, care făcea curățenie acolo, a trecut prin fața vehiculului. A fost foarte repede când am văzut de cum era doamna și de la pământ. A vrut să facă curățenie la polițiștii frontieră. Și posibil n-a observat și... Responsabilii de la punctul de frontieră Leușeni spun că tirul se afla în dreptul pistei numărul 3. La un moment dat, acesta a pornit motorul și s-a îndreptat spre pista numărul 2. Atunci s-a și întâmplat tragedia. În acest moment, tirurile circulă în mod obișnuit. Șoferii de camioane ne-au explicat că în momentul în care te afli la volanul unui vehicul de mare tonaj, există unghiuri care nu se văd de la înălțime. Mai mult, unele tiruri nu au oglinzi retrovizoare. Într-adevăr, nu se vede de sus, de acolo, oamenii? Nu vezi. Raza aceea acolo este și nu vezi. Și partea stângă este într-un loc, nu se vede. Nu-l vezi. Nici o oglindă n-al vezi, nici din cabină nu-l vezi. Posibil? Ieri de sus, de acolo, nu se vede nimic dacă e aproape. Așa, dar omul are statura srednie, 1,70 m, nu-l vezi, ce din antie. La volanul tirului se afla un bărbat în vârstă de 29 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii în cadrul audierilor că nu au observat femeia. Poliția spune că bărbatul este cercetat în stare de libertate. Lipsit de dreptul de a conduce după ce a fost prins beat, un tânăr a urcat din nou la volan, de data aceasta drogat, pentru că mergea ca vântul pe șosea și nu s-a oprit când i-a cerut poliția. Oamenii legii s-au luat după el și l-au reținut cu forța la Comrat. Și unde stănăvește? Iată praf. Iată praf? În habitaclul Lexusului pe care îl conducea tânărul în vârstă de 25 de ani, polițiștii au găsit un pachetel suspect în care era o substanță de culoare verde. Iată, trăi? Sigarete. Sigarete, așa te încuri? Știu. Uite ce? Știu. Откуда я взял это? Nu знаю. Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru a trece expertiza narcologică, însă a refuzat să treacă testul. От прохождения медицинского освидетельствования ты отказываешься? Отказываюсь. Отказ или уклонение от прохождения – это уголовное дело, сразу, чтобы ты знал. Последний. Я услышал. Какие сигареты? Твои сигареты? Тебе принадлежат. Если ты мне их вернешь, сейчас скажу, что они мои. А то твои? Ну, принадлежало мне, уже нет. Potrivit poliției, șoferul este cercetat penal pentru refuzul de a trece testul narcologic. Totodată va fi sancționat pentru depășirea limitei de viteză, nesupunerea la somația agentului de patrulare și pentru că a condus mijlocul de transport, fiind privat de acest drept prin hotărâre de judecată. Nu am reușit să dăm de acesta ca să aflăm care este poziția sa. A început tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul organizat de democrați. Primele sunt scoase la tipar, cele pentru diasporă. Procesul este supravegheat de SIS, membrii CEC și de observatori. Câte buletine vor fi tipărite, vă spunem în jurnal. După ce Ilanșor a fluturat cu o geantă la o conferință de presă și a spus că i-a dus-o lui Igor Dodon plină cu ceva, fără să precizeze cu ce, Procuratura Generală susține că va analiza informațiile. Contactat de noi, purtătorul de cuvânt ne-a spus că instituția se va expune la momentul potrivit, fără să dea detalii.
тобой принес эту сумку. Посмотрите, пожалуйста, на эту сумку. В ней лежало очень много чего-то, которое лично получал от меня Игорь Николаевич Дедон. Я могу отправить эту сумку в президентуру. Может, этот запах или размеры сумки напомнят вам еще о чем-то, а, Игорь Николаевич? Șur declara ieri că i-a dat bani lui Dodon și i-a permis să se plimbe cu avioanele sale, iar acum acesta i-ar cere să iasă din cursa electorală. Președinția a negat informațiile. Ilan Șor este condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul Băncii de Economii. El se declară însă nevinovat. Socialiștii, Democrației și Blocul acum au cele mai mari șanse să ocupe fotoliile în viitorul Parlament. Sunt datele unui sondaj realizat de ARI înainte de campania electorală. Studiul mai arată că Partidul Șor, comuniștii sau liberalii nu vor ocupa scaunul legislativ. Totodată, Igor Dodon rămâne cel mai popular politician, fiind urmat de Maia Sandu și Andrei Năstase. Potrivit sondajului IRI, socialiștii se bucură de susținerea aproape 40% din respondenții. Democrații sunt în preferințe la 14%, iar PAS și PPD ar acumula împreună 22% din sufragii. În același timp, formațiunea lui Ilan Șor ar obține sub minimul necesar de 6% pentru a ocupa vreun fotoliu legislativ, la fel ca și comuniștii, liberal-democrații, membrii partidului lui Renato Usatăi sau liberalii. 2% din cei chestionați și-ar da votul pentru alte formațiuni și altele 2% nu ar vota pentru nimeni. Aproape fiecare a 10-a persoană nu știe pe cine să aleagă. Sondajul publicat astăzi îl plasează pe președintele țării în topul celor mai de încredere politicieni. În clasament urmează lidera PAS cu 14% și Andrei Năstase cu 12%. Fiecare a 10-a persoană intervievată a spus că îl susține pe șeful democraților, iar prim-ministrul Pavel Filip are încrederea a 8% din cei chestionați. Zinaida Greceanu, Ilan Șor, Vladimir Voronin, Irina Vlah, Adrian Candu, Tudor Deliu, Renato Usatăi sau Dorin Chirtoacă au sprijinul la mai puțin de 5% fiecare. De asemenea, 9% din respondenți au spus că preferă alți politicieni, iar mai bine de o treime din ei fie nu crede în nimeni, fie nu știe cine ar merita susținere. Informațiile colectate nu au fost repartizate sau calculate în baza noului sistem de vot. Studiul a fost realizat de Baltic Surveys, de Gallup Organization și Magenta Consulting în perioada 5 decembrie 2018-16 ianuarie 2019 pe un eșantion de 1226 de persoane și are o marjă de eroare de 2,8%. Sondajul a fost finanțat de USAID. Candidatul acum pe circumscripția Nisporeni, Ion Terguță, cere ca Ana Buhnea să fie demisă din funcția de președinte și membru al Consiliului Electoral de circumscripție numărul 17. El a depus o contestație la CEC în care spune că Buhnea apare pe panourile electorale ale lui Vlad Plahotniuc, care la fel candidează acolo. Terguță spune că astăzi în câteva sate banerele cu imaginea funcționarei au fost scoase. Nu am găsit-o pe Ana Buhnea ca să comenteze acuzațiile. Nici cei de la PD nu ne-au răspuns la telefon. După ce a ajuns subiect de discuții, vestitul autocar de lux la bordul căruia Democrației colindau țara s-a defectat. Cel puțin asta spune Adrian Candu, care astăzi a ținut să se filmeze împreună cu colegii săi de partid într-un autobuz obișnuit. Din imaginele postate de Adrian Candu pe pagina sa de Facebook se vede că democrații nu mai călătoresc cu autocarul în care scaunele erau de piele, iar confortul la vedere. Autobuzul este ceva mai omenesc, scaunele fiind acoperite de pânze și draperii destul de modeste. Ajuns cu echipa sa la Șoldănești, Candu a făcut niște precizări și le-a postat desigur pe rețeaua de socializare. Aici la Șoldănești, caravana Partidului Democrat care a ajuns cu anumite peripeții, deoarece dacă vă uitați așa puțin mai la dreapta este un alt autobuz, autobuzul cu care noi de obicei circulăm are unele defecte tehnice și noi trebuie să schimbăm autobuzul. Și dacă revenim la primul clip, vedem că autobuzul democraților se clatene destul de puternic dintr-o parte în alta, iar Candu este nevoit să se țină de un scaun, semn că fie autobuzul nu e cel mai reușit, fie că drumul nu e tocmai bun. Situația vine în contradicție cu unul dintre spoturile electorale ale democraților despre drumurile reparate de PD. Noi de la Masene, Ioane, de la drumuri. Ți-am spus, Ioane, că mașina mea e bună. Nu e mașina bună, măi, Vasile, dar drumuri.
Vlad Plahotniuc ar deține două pașapoarte de serviciu pe care le-a obținut încă pe vremea în care nu deținea nicio funcție în stat și a trecut cu ele frontiera cu Ucraina de nenumărate ori. Asta se arată într-o investigație realizată de RISE Moldova. Purtătorul de cuvânt al democraților ne-a spus că nu ar exista dovezi clare în acest sens. Это расследование мы начали еще в 2016 году. Мы подали нашему источнику в украинской границе список общественных публичных персон из Молдовы. Мы хотели знать, на чем они въезжали в Украину, на каком транспорте. Vlad Plahotniuc s-ar fi bucurat de beneficiile pașaportului de serviciu an la rând și nu deținea nicio funcție în stat. Potrivit RISE Moldova, primul act de acest fel care apare în baza de date a grăniucerilor ucraineni, liderul PD l-a obținut în 2000, iar acesta era valabil timp de 2 ani. Nu este clar cu ce se ocupa Vlad Plahotniuc în acea perioadă, anii 1998-2001 fiind o foaie albă în CV-ul democratului de pe pagina Parlamentului. Al doilea pașaport de serviciu Plahotniuc îl obține în 2007, care expiră 4 ani mai târziu. Cu acest document, liderul PD a traversat frontiera de cel puțin 8 ori, cu avionul său personal înregistrat pe numele companiei Nobil Air, firmă vândută ulterior lui Ilan Shor. Ministerul Afacerilor Externe le-a confirmat celor de la RISE autenticitatea pașapoartelor, fără a le oferi însă mai multe detalii. На вопросы, зачем ему нужен был служебный паспорт, как он его получил. На протяжении 2 лет мы так и не дождались ответов от Пахнюка на наши 5 запросов, которые мы отправляли буквально каждые полгода. Поэтому мы решили, что нет смысла больше ждать, и публиковали информацию, которая у нас была. Postul ambasador al Moldovei în Ucraina, Sergiu Stati, dar și alți oficiali au declarat că există o decizie a guvernului din 2004 care le permite oamenilor de afaceri să dețină pașapoarte de serviciu, dar un document care să demonstreze acest lucru nu a fost găsit, se arată în investigație. Pentru ProTV, purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gămurari, a spus că asemenea informații sunt publicate de obicei în campanii electorale și că nu au la bază dovezi clare. Конечно, мы не можем утверждать, но некоторые бизнесмены из окружения Плахотнюка предполагали, что эти паспорта могли быть просто куплены для того, чтобы получить право безвизового въезда в некоторые страны. Pașaportul de serviciu este eliberat de Ministerul Afacerilor Externe în vederea îndeplinirii unor funcții de serviciu peste hotare primarilor, consilierilor președintelui Parlamentului, judecătorilor de la Curtea Constituțională, dar și personalului din misiuni diplomatice. Prezentatorul emisiunii de la NTV, care a făcut haz pe seama întâlnirii lui Dodon cu Putin, vine astăzi cu precizări. El spune că, de fapt, președintele moldovean este iubit la Moscova. Într-o postare pe Facebook, Tigran Chiosaian a explicat că emisiunea este de satiră. La встречи всем было понятно, кто тут царь, а кто Дадон. Postul rusesc NTV, retransmis în Moldova de socialiști, a difuzat acum câteva zile emisiunea. Dodon este comparat cu un turist căruia îi place să călătorească în Rusia. Președinția nu a comentat ironiile. Șeful statului a fost din nou la Moscova săptămâna trecută, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, cu Dmitri Kozak, dar și cu șeful companiei Gazprom. În 4 ani, Moldova va fi gata să adere la comunitatea europeană, promite blocul acum, în timp ce socialiștii insistă că odată ajunși la guvernare vor face în așa fel încât balanța exporturilor să încline spre Rusia. Declarațiile contradictorii au fost făcute astăzi la obișnuitele conferințe de presă organizate de partidele aflate în campanie. Până în anul 2023 să îndeplinim toate condițiile din perspectiva celor 2 criterii majore de aderare, și anume instituții democratice și economie de piață funcțională. Blocul acum susține că are planuri ambițioase. Liderii acestuia au spus că în câțiva ani Moldova va fi pregătită să depună cererea de aderare la UE. Mai mult decât atât, cum vor ajunge în Parlament, aceștia susțin că vor debloca asistența financiară suspendată în vara anului trecut și vor obține pe viitor mai mulți bani de la europeni pentru țara noastră. Integrarea europeană nu este o noțiune abstractă, deși unii dintre politicienii de carton de la Chișinău au dorit să transforme acest concept într-o utopie. Cu un mesaj opus au venit astăzi socialiștii care au vorbit despre revenirea producătorilor moldoveni pe piața rusă. Rezultatele победы Partii Socialiste на предстоящих парламентских выборах в стране будет утверждено правительство профессионалов.
которые не просто будут понимать значимость российского рынка для молдавской экономики, но и предпримут конкретные, эффективные меры для налаживания стратегических, взаимовыгодных отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Se întâmplă în condițiile în care în ultimii ani exporturile în țările UE au crescut, în timp ce livrările de mărfuri spre CSI au fost în scădere. Problemele noi le avem fiindcă probleme, nu știu cum se calific, dar se este ori incompetență sau nedorință. Pentru parlamentarele din această lună s-au înregistrat 15 partide pe lista națională. Primul va fi Partidul Democrat, urmat de Blocul Electoral Acum, Partidul Comuniștilor, cel al Socialiștilor, Partidul Șor, Mișcarea Populară Antimafie, Partidul Nostru, PNL, Partidul Voința Poporului, cel al regiunilor din Moldova, Formațiunea Democrație Acasă, Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, Partidul Politic Patria, Partidul Verde Ecologist și Partidul Liberal. Astăzi a început tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul organizat de democrați. Primele sunt scoase la tipar, cele pentru diasporă. Procesul este supravegheat de Serviciul de Informații și Securitate, dar și de membrii CIC și observatori. Așa vor arăta cele două buletine de vot pentru referendum. În fața membrilor CEC, a observatorilor, a celor de la SIS, dar și a jurnaliștilor, acestea au fost scoase de sub tipar. Unul este de culoare galbenă, iar altul bej. Prima întrebare care este supusă consultării în cadrul referendumului. Pe partea de reducere a mandatelor în Parlamentul Republicii Moldova este pe culoare galben și a doua întrebare pe culoare bej. Un astfel de buletin de vot costă 13 bani. Prețul contractului doar pentru buletinele de vot pentru referendum este de circa 134.000 de lei. Sunt implicați circa 27-30 persoane care vor lucra respectiv, inclusiv și duminica, 24 ore. Iar buletinele vor fi păzite ca ochii din cap, spune șeful tipografiei. Este foarte securizat pentru că serviciul de securitate lucrează non-stop, toate două săptămâni până la finisarea procesului, inclusiv și distrugerea care va avea loc în ultima zi, în penultima zi. Acest bărbat lucrează de 10 ani la tipografie, iar în acest an se va ocupa de tăierea buletinelor de vot. Cum o să fie ceva mai special? Pentru că sunt mai multe buletine, e prima dată când se întâmplă așa ceva la noi. O să fie o experiență și pentru noi, o să vedem. O să fie mai multă muncă, mai multă responsabilitate. La alegerile din anul acesta vom primi 4 buletine de vot, câte unul pentru circumscripția națională și uninominală și altele două pentru fiecare din întrebările de la referendum. Pe străzile din Chișinău e ca pe drumurile de țară. Trotuarele și carusabilul se neacă în noroi și băltoace. Primăria spune că va face curățenie abia la primăvară. Revenim cu detalii în jurnal. Gripa a mai făcut o victimă, anunță responsabilii din sănătate, fără să dea detalii. Deși spun că nu suntem în prag de epidemie, medicii ne îndeamnă să ne vaccinăm și să respectăm cu strictețe regulile de igienă. Secția Patologia Gravidelor de la Institutul Mamei și Copilului a fost reprofilată și acum este destinată pacientelor care au gripă. Deși inițial au fost prevăzute doar 15 paturi pentru ele, medicii spun că toată secția este plină de bolnavi. Practic, în fiecare zi, noi avem interneri. Ele includ patologie ca începând de la infecții respiratorii virale acute, cu bronșite, cu pneumonii. Practic, în fiecare zi, noi primim răspuns de la laboratorul care testează pentru virusul gripal. Primim 5, practic, confirmări de prezența virusului H1N1. Aici ajung mame din toate colțurile țării. Alena Iovu, de exemplu, a fost adusă de la Bardar încă acum 7 zile. Din cauza gripei, medicii au recurs la cezariană. Sâmbătă mai trecută, nu știu, așa o febră. A venit direct aici, că trebuie să mă pregătesc cezariană. Medicul de familie nu v-a zis despre vaccin? M-a întrebat, dar am crezut că ar să treacă.
Medicii recunosc că în ultimii ani nu s-au mai confruntat cu asemenea situație. Ultimele 3 ani au fost reprofilări, însă așa situație ca la moment n-a fost. Așa flux mare de paciente cu viroze, cu gripă. Să nu urmeze tratament de sine stătător în condițiile de domiciliu, la apariția primelor semne, să se adreseze la medicul de familie. Asta în timp ce Ministerul Sănătății anunță că nu există deocamdată motive de îngrijorare și că nu suntem în prag de epidemie. Între timp, astăzi, cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță 13 oameni decedați în această iarnă din cauza virusului, cu o persoană mai mult decât săptămâna trecută. Totodată avem 889 de cazuri de gripă, dintre care aproximativ 40% au fost înregistrate doar în ultimele 7 zile. În România a fost declarată epidemie, iar virusul a răpus 82 de vieți până acum. Un tânăr de 26 de ani a comis un lanț de încălcări în doar câteva minute. Acesta a urcat la volan beat și fără permis de conducere, iar când un om al legii i-a cerut să oprească, a fugit. Și asta nu e tot. Urmărit de mașina poliției, acesta a comis un accident, apoi a ieșit și a încercat să fugă din nou. Cătușele i-au fost puse abia după ce peste el au tăbărât câțiva trecători. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum BMW-ul se deplasează cu viteză, urmărit de o mașină a poliției de patrulare. Șoferul nu reușește să vireze într-o intersecție, iar autoturismul său se lovește de un pilon. Tânărul de la volan, în vârstă de 26 de ani, și pasagerul său de 28 nu au avut de suferit. Cu asta nu s-a încheiat toată peripeția. După ce a dat în stâlp, șoferul a ieșit din mașină și a încercat să fugă, însă a fost pus la pământ de inspectorul de patrulare. A urmat o încăierare. Pasagerul a încercat să-și scoată prietenul din mâinile omului legii, dar câțiva trecători au intervenit și l-au ajutat pe polițist să-i pună cătușele. Agentul de patrulare susține că cel care a condus BMW-ul nu avea permis. Mai mult decât atât, de la el ar fi venit un miros puternic de alcool, el însă a refuzat să treacă testul de alcoolemie. Acum acesta s-a ales cu un dosar penal, iar poliția urmează să adune la un loc toate încălcările și să stabilească ce pedeapsă riscă. După ce democrata Monica Babuc s-a lăudat că va aduce troleibuze la Ialoveni, acolo unde candidează, deși nu are nicio competență în acest sens, astăzi consilierii au decis. 3 troleibuze vor ajunge în curând în localitate. Pentru au votat și socialiștii, dar și liberalii. Unii au spus că este doar o coincidență că un proiect care stă de 3 ani pe masa primăriei este pus pe roate abia acum, în campania electorală. Ministrul de grevat al educației, Monica Babuc, le promitea locuitorilor din Ialoveni troleibuze până în orașul lor, sâmbătă, când se lansa în campanie electorală pe circumscripția de acolo. Primarul orașului, democratul Sergiu Armașu, i-a atribuit imediat meritul proiectului. Doamna Monica Babuc este autorul acelui proiect frumos care urmează să fie implementat în orașul Ialoveni, extinderea rutei de troleibuz Chișinău-Ialoveni, care sper că în cel mai apropiat timp, cred că săptămâna viitoare, peste o săptămână, noi vom dispune de cea rută de troleibuz. Și iată că astăzi, la ședința Consiliului Municipal, proiectul cu privire la crearea unei rute de troleibuz până la Ialoveni ajunge pe ordinea de zi. În scurt timp este votat fără multe discuții atât de liberali cât și de socialiști, cei care se declară oponenți înverșunați ai democraților. Ținem, repet, încă o dată. Suțul sunal văd că merge la volanul acelui troleibuz. 16 pentru. Dorin Ghirdoacă la pușcărie. Consilierii s-au arătat mirați, ca și cum nu ar fi auzit despre promisiunea Monicăi Babuc. Ei susțin că proiectul este elaborat încă în 2016 și că ar fi mai degrabă o coincidență faptul că e votat acum în plină campanie, la puțin timp după ce candidata democraților și l-a asumat. Sunt proiectele lui Dorin Chirtoacă și cei care și le asumă sunt niște mincinoși. Tocmai acum. Direcția au spus că sunt gata. De ce noi trebuie să le permitem altora să se bucure și să-și asume laurii? Nici doamna Babuc nu are nimic de a face cu Consiliul Municipal Chișinău, să fie foarte clar. Noi le-am promis oamenilor de foarte mult timp. Și astăzi ne-am ținut de promisiune. Și atât. Problema este că cineva își face campanie. Ruta numărul 36 va fi lansată în aproximativ o săptămână. 3 troleibuze fără fir vor uni capitala de orașul Ialoveni. Șeful Direcției Transport spune că vehiculele au fost scoase din depozit unde erau ținute de rezervă. Numai populația orașului Ialoveni va fi deservită cu legătură cu Chișinău, dar și localitățile din împrejurimile orașului Ialoveni. Tariful va fi de 2 lei în raza municipiului Chișinău plus 2 lei în raza
orașului Ialoveni, respectiv va fi aplicat un tarif de 4 lei pentru o călătorie, în raza orașului Ialoveni va fi de asemenea 2 lei. Vitale Butucel afirmă că proiectul direcției sale nu are nicio legătură cu democrații și că la el s-a revenit acum, așa cum există această posibilitate. Dumnealor vin într-adevăr cu cereri la direcția transport. Domnul Țuțu, doamna Babuc... Eu nu o să comentez în continuare acele declarații. Eu am primit oficial demersurile și în pachetul de documente de la Consiliul Municipal sunt solicitările din partea Consiliului Regional Ialoveni, din partea primăriei. Purtătorul de cuvânt al democraților nu i-a răspuns la telefon pentru a comenta faptul că Monica Babuc a legat lansarea trolebuzelor de campania sa electorală, deși nu are nicio competență în acest sens. Ieri, la lansarea rutei de trolebuz de la Durlești, democratul Constantin Țuțu și-a asumat meritul tăind panglica. Anterior, locuitorii din Ialoveni au protestat în repetate rânduri cerând trolebuze până în orașul lor. 4 candidați de pe circumscripția numărul 29, care cuprinde sectoarele Centru și Râșcan din Capital, au răspuns astăzi la întrebările Lorenei Bogza la emisiunea de dezbateri Te votezi la ProTV. Aceștia au vorbit despre planurile pe care le au și pe care le vor îndeplini dacă vor deveni deputați și și-au aruncat unii altora replici tăioase. ...2010 la Partidul Democrat, iar Gazeta din Bălți a scris că prețul plecării a fost de 40.000 de euro. Dumneavoastră, în perioada în care ați fost ministru, ați fi primit un apartament de 100 de metri pătrați la Chișinău? Este un apartament primit atunci, pentru că în municipiul Bălți eu nu dețineam spațiu locativ, de aceea atunci a fost această decizie și nicio obiecție nu mai există la moment. Dar nu-l găsesc în declarația dumneavoastră? Pentru că el deja nu mai aparține mie, eu l-am înstrăinat fiicii, pentru că asta e situația, trebuie să dăm și noi copilul ceva din ceea ce am. Și unde locuiesc, că n-aveți nici locuiesc în el, în acest apartament, dar nu este proprietatea mea. Totuși, de ce ați ales să obțineți cetățenia României? Preconizam să părăsesc atunci teritoriul Republicii Moldova, dar ulterior... românesc a fost doar pentru a putea călători. Da, evident, da. Pe dumneavoastră vă aranjează situația din Republica Moldova, dacă nu sunt aceste angajamente? În primul rând, încercați să-l spuneți cuvintele astea, nu citiți, să se primește mai bine. Ce important? Într-a doilea rând, ce e legat de corupție? Stimați cetățeni, atâta timp cât noi o să avem guvernarea aceasta, noi atâta timp o să avem probleme. Cu cine, de exemplu, Partidul Liberal se vede alături în viitorul Parlament? Suntem deschiși pentru colaborare, pentru cooperare cu blocul electoral acum. Voi dezminați electoratul pro-european și antisistem, anti-oligarhic? Sau procedați în tensionat, în interesul coordonatorului? Dumneavoastră vorbiți în același stil arogant și narcisist ca liderii dumneavoastră. N-am ce comentarii aici. Și voi vorbiți despre cooperare în viitorul Parlament? Statele Unite nu își vor schimba atitudinea față de Republica Moldova, indiferent cine va câștiga la parlamentare. Americanii își vor continua proiectele în țara noastră, chiar dacă la putere vor ajunge prorușii atâta timp cât guvernarea nu le va refuza. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan. În prezent, suveranitatea, independența și libertatea Moldovei este în continuare pusă la încercare. Atât de forțe din interiorul, cât și din afara țării. Iar următorul test crucial este deja în plină desfășurare. Ambasadorul american și-a început în limba română discursul în fața studenților de la Facultatea de Relații Internaționale a Universității de Stat. Oficialul a vorbit despre alegeri și a asigurat pe studenți că SUA nu vor întoarce spatele Moldovei, indiferent de culoarea politică a deputaților din legislativ. Derek Hogan, ambasadorul care și-a început mandatul în Moldova la sfârșitul anului trecut, susține că americanii au investit în țara noastră circa $1.5 miliarde în cei 27 de ani de independență. Our assistance of whatever form, whether it be humanitarian assistance, economic assistance, or security assistance, is demand-driven. And what I mean by that is that the host country, in this case the government of Moldova, must want it. They must want our assistance. We're not going to beg any country to take our money. Șeful misiunii diplomatice ne-a spus că interacționează cu autoritățile centrale pentru ca scrutinul să se desfășoare liber și democratic. The government of Moldova has received a list of recommendations from ODIHR regarding the standards for high quality elections. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019.
Municipalitatea vrea să penalizeze agenții economici care fac săpături în asfalt ce duc la surparea acestuia sau la formarea gropilor. Detalii are colega noastră Daniela Focșan. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cei din municipalitate spun că au găsit o soluție pentru gropele, dar și surpările de asfalt care apar în urma intervențiilor la rețelele inginerești. Astfel, consilierii municipale au votat astăzi un proiect care prevede o penalitate de 500 de lei pentru fiecare zi în care agenții economici contractați sau întreprinderile municipale întârzie la finalizarea lucrărilor sau le efectuează necalitativ. Astfel, penalitatea va fi aplicată de către direcția transport și căi de comunicație. Totodată, de la cei care intervin se va cere să instaleze acolo un gard de protecție, o bandă pe care va fi indicată denumirea companiei, dar și un panou pe care va fi scris termenii în care se vor desfășura lucrările. Astfel, banii colectați vor merge în bugetul municipal. Anul trecut, în acest mod, au fost colectați aproape 2 milioane de lei. Cu cele mai multe penalități s-a ales Societatea de Acțiuni Apă Canal Chișinău. Acest proiect a fost realizat în contextul în care în ultima perioadă în capitală au apărut foarte multe gropi, dar și surpări de asfalt în urma intervențiilor la rețelele inginerești. Atât la acest subiect. La revedere! Daniela, mulțumesc! Plin de noroi și de băltoace, Chișinăul arată ca un mare sat. Străzile sunt murdare, iar pe trotuare pietonii frământă nămolul adunat încă de după topirea zăpezii. Primăria spune că va interveni deocamdată doar pe străzile principale. În rest, ne îndeamnă să mai răbdăm până la primăvară, când va începe curățenia generală. Câțiva muncitori dotați cu lopeți și mături curățau azi dimineață trotuarele din capitală, dar munca lor era ca picătura în ocean. Tot restul Chișinăului rămâne necat în noroi. Asta e realitatea. Ar trebui să fie frumos. Orașul e în dezastru. Sunt plini cu noroi și străzile principale și secundare și auxiliare. Așa e situația. Adică, oricum, mai departe o să fie și mai rău. Сколько много берут с нас? С людей, с народа. Тоже давно могли бы страну поднять, не только тротуары сделать. А это стыдно. Acest bărbat locuiește de mai mulți ani peste hotare. Revenit acasă, el spune că a fost dezamăgit să vadă capitala plină de mizerie. Nu e normal, dar nu vreau să spun cuvinte grele, dar trebuie schimbări. Sunt locuri locale, raioane, care față de Moldova, acolo e mai curat. Situația nu este mai bună nici pe străzile adiacente. După ce gheața s-a topit pe trotuarele de pe strada la Zoo din capitală, e aproape imposibil de trecut din cauza noroiului. Cu atât mai mult, o groapă care a fost săpată încă acum o lună de către cei de la Apă Canal, așa și-a rămas, iar acum din această cauză se surpă și asfaltul. La întrebarea mea ce se întâmplă după, au spus că la primăvară trebuie să așeze pământul și au spus că nu este responsabilitatea lor. Și cum este risc major și dacă cineva taie panglica și pentru șoferii care vor să parcheze, e un risc enorm. Străzile din oraș sunt pline de noroi și băltoace, deoarece mormanele de zăpadă nu au fost evacuate la timp. Funcționarii de la primărie ne-au spus că vor interveni abia la primăvară la curățarea tuturor străzilor, așa că până atunci trebuie să mai răbdăm peisajul nu tocmai plăcut. În următoarele zile, noroiul are toate șansele să se usuce. Vremea va fi caldă, spun meteorologii, iar maximile vor ajunge până la 6 grade, iar ploi nu sunt prognozate. Muzeul de artă din capitală găzduiește o expoziție uimitoare de păpuși tradiționale japoneze. Peste 70 de exemplare au fost expuse publicului. Se cheamă Momotaro, băiatul care s-a născut din Pirșca. Expresive, sofisticate și făcute cu migală, așa au descris vizitatorii păpușile. Mai multe imagini cu ele vedeți în jurnal. Un șofer de 48 de ani și fiul său de 26 au scăpat fără nicio zgârietură după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și s-a oprit într-un pom. Accidentul s-a produs azi dimineață pe șoseaua Orhei-Rezina. Partea din fața autoturismului a fost făcută zob. Potrivit poliției, șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă, în condițiile în care carosabilul era umed. Asta deși mașina avea pneuri de iarnă. Șoferul a primit 5 puncte de penalizare și o amendă de 1200 de lei. Zeci de vânzători de la chioscurile de ziar au protestat de dimineață, cerând autorităților locale să renunțe la ideea de a muta sau chiar demola gheretele. Oamenii sunt gata să schimbe designul buticurilor, dacă asta vor cere funcționarii. După amiază, consilierii s-au luat la harță pe marginea subiectului, dar până la urmă nu au decis nimic.
кому они вдруг помешали. Невозможно себе представить столицу страны, в которой не продается преса. Angajații Moldpresa spun că primăria vrea să schimbe cursul apei râului, pentru că publicațiile s-au vândut mereu pe stradă și așa se întâmplă și în țările europene. Veniturile serioase ale afacerilor care ocupă fiecare câțiva metri pătrați vin însă din comercializarea țigărilor, băuturilor, mâncării sau a biletelor de loterie. Vânzătorii spun că golirea vitrinelor de aceste produse le va goli și buzunarele. Зарплати мы потеряем очень много, потому что на одних газетах, на одной прессе не заработаешь много. Оставлять газетные киоски только с газетами – это не выход. Redactorii zarelor au ieșit să-i susțină pe cei de la Moldpresa. Aceștia mai spun că tirajul publicațiilor a scăzut cu aproximativ 30% în ultimii ani. Demolarea spațiilor de vânzare în locurile accesibile ar duce și mai mult la reducerea vânzărilor, iar odată cu asta ar avea de suferit jurnaliștii, dar și lucrătorii din tipografii. Recunosc că fără comerțul adițional, buticurile nu ar putea activa. Poate fi redactat meniul vânzărilor. Deci, dar ca să arunci apa cu tot copilul, tot nu e o soluție. Redactorii spun că dacă motivul este că gheretele șturbesc din aspectul Chișinăului, ar trebui să se investească în crearea unui design plăcut, așa cum se întâmplă în orașele din Europa. Inițiativa de evacuare a gheretelor este criticată de cei care citesc ziare tipărite și apreciată de restul oamenilor. Depinde cum arată chiar. Dacă va fi ceva mai модернизат комбат. Плохо будет, мы против. Зачем закрывать, когда это удобно? Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, spune că gheretele nu vor fi evacuate până când Consiliul Municipal nu va lua o decizie finală. Acesta spune că urmează să fie ridicate buticurile cu flori, care sunt amplasate ilegal, iar cele în care se vând ziare urmează să se conformeze unor reguli. Astăzi, subiectul a fost discutat la ședința Consiliului Municipal, însă nu s-a ajuns la un numitor comun. Ghinion pentru un instructor auto din Cimișlia și eleva sa. Mașina în care aceștia se aflau s-a prins în momentul în care au pornit-o ca să facă o lecție. Cei doi nu au avut de suferit, iar pompierii au potolit flăcările. După ce instructorul a sunat la 112, la fața locului au venit nu doar salvatorii, ci și ambulanța și polițiștii. Potrivit pompierilor, a ars motorul Daciei, dar și 20% din habitaclu. Principala versiune este că incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni la motor. La prima sa vizită în Emiratele Arabe Unite, Papa Francisc a fost întâmpinat cu focuri de artilerie și o paradă avioanelor. Suveranul pontif s-a întâlnit ieri cu oficiali ai statului, iar tema principală a discuțiilor a fost pacea în lume. Astăzi, Papa a oficiat o slujbă religioasă pe un stadion din Abu Dhabi, în fața peste 100.000 de catolici și musulmani. Papa Francesc a ajuns ieri la Palatul Prezidențial din Abu Dhabi cu un autoturism Kia Soul, mica mașină neagră, o alegere modestă într-un regat cunoscut pentru stilul său de viață excentric și opulent, a fost înconjurat de cavalerie în timpul deplasării. Ajuns la destinație, suveranul pontif a fost întâmpinat cu focuri de artilerie, iar pe cer, drept omagiu adus drapelului Vaticanului, au fost lansate dâre de fum colorate în alb și galben. Papa s-a întâlnit cu premierul Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Mohammed bin Rashid, și cu prințul din Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, la palat. Cei trei au discutat despre cooperare și inițiative importante pentru a menține pacea în lume. Apoi, Papa Francisc, împreună cu marele imam al moscheii Al-Azhar din Cairo, au semnat o declarație comună în care reprezentanții ambelor religii își asumă angajamentul de a condamna violența și de a educa tinerele generații în spiritul păcii și a valorilor religioase. Astăzi, suveranul pontif a mers pe stadionul Zayed din Abu Dhabi, unde era așteptat de 130.000 de oameni. În timp ce intra pe stadion, o fetiță a fugit spre mașina acestuia în încercarea de a-i da o scrisoare.
Autoturismul Papei a fost oprit, iar fetiței s-a permis să treacă de gărzile de cor pentru a-i oferi Papei scrisoarea. Suveranul pontif a ținut apoi un discurs în fața mulțimii. El a rugat liderii religioși ai lumii să evite războaiele, menționând conflictele din Yemen, Siria, Irak și Libia. A vorbit și despre zidurile ridicate între popoare, referindu-se cel mai probabil la președintele american și promisiunea sa de a construi un zid la granița cu Mexicul. În timpul discursului a menționat și scandalurile abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii Catolice din ultimii ani. Papa Francisc se află în prima sa vizită în Emiratele Arabe Unite, care va dura 3 zile. Peste 70 de păpuși tradiționale japoneze pot fi admirate în aceste zile la Muzeul de Artă. Exponatele au făcut drum lung din Țara Soarelui Răsare și au fost transportate cu avionul în condiții speciale. Vizitatorii spun că văd pentru prima dată o colecție atât de colorată și uimitoare. Expresive, sofisticate și făcute cu migală, așa pot fi descrise păpușile japoneze. Peste 70 de exemplare unice ca formă, port și istorie au fost expuse la Muzeul de Artă din capitală. Se cheamă Momotaro, băiatul care s-a născut din Pierșca. Fujimusume este fetița cu floare de violeta. Această păpușă este dohyo-iri, se cheamă. Este jucător de sumo. Păpușile de ceramică și pânză sunt confecționate în zilele noastre, dar conform tehnicii vechi. Noi muzeografia am instalat-o cu colegii de la Muzeul de Artă. Sigur, vedeți că am intervenit cu culoare, cu stofe. Am strâns stofe și prin atelierul meu și de pe unde am avut și de pe aici și ceva am și achiziționat. Păpușa se arată cum este cultura tradițională, nu? Noi îmbrăcăm ca europeni, ca dumneavoastră, dar mai multe cu păpuși, nu? Se îmbrace de tradițional. Noi înțelegem ca, cum este atunci este cu viața japonezilor. Vizitatorii expoziției spun că dacă nu au avut ocazia să călătorească în Japonia, a venit Japonia la ei. Ce interesant să vedeți не только мастерство изготовления одежды для кукол, но и их лица, керамические вот какие-то аксессуары и стиль. Dragoș este student în anul 3 la Colegiul de Arte și spune că tehnica confecționării păpușilor japoneze îl interesează în primul rând din punct de vedere profesional. Sunt fascinat de artă, de expresii, de emoții și am vrut să am și o altă viziune asupra artei. Expoziția de păpuși japoneze va fi deschisă până pe 10 martie. Cheltuielile de organizare și transport au fost suportate de Fundația Japoneză și Ambasada Japoniei în Moldova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!